Daniel Catariu, ministrul turismului și antreprenoriatului, a explicat motivele pentru care crede că turismul românesc își va reveni anul acesta, ba chiar ar putea înregistra cifre mai mari decât în anul 2019, an considerat de vârf în domeniu în ciuda războiului din Ucraina. Tot ministrul a mai spus că se discută despre o posibilă etapă a doua a schemei de ajutor pentru industria Horeca. Daniel Cadariu, ministrul turismului, susține că în destinațiile turistice din zona graniței de nord sunt rezervări mai puține din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Însă România este o destinație turistică sigură. România este o țară sigură, o destinație turistică sigură, izvorâtă această situație din statutul României de țară membră NATO. Oricum ar fi, de-a lungul timpului niciodată România nu a avut o umbrelă de securitate mai bună ca acum. Asta pe de o parte. Daniel Cadariu, ministrul turismului și antreprenoriatului, a explicat că e încrezător că turismul românesc își va reveni în acest an, dacă majoritatea românilor vor alege destinațiile din țară pentru petrecerea vacanței de Paște. Această vacanță se suprapune și pe sărbătorile pascale ortodoxe și pe cele catolice și se leagă și cu ziua de 1 mai. E un bun argument să sperăm că românii vor petrece vacanța în destinații turistice din țară, oferind pe lângă binemeritatul concediu anual și un ajutor evident celor care activează în domeniul ospitalității. Ministrul a mai spus și că va exista o a doua etapă a schemei de ajutor pentru Horeca. Una dintre ele, la care ministerul deja lucrează, o reprezintă o posibilă etapă a doua a schemei de ajutor Horeca pentru a compensa pierderile celor din industria ospitalității din cursul anului 2021.